Ce-ți lume, sunt Diana și bine ați venit în episodul 4 sau 5 din Minecraft! În acest episod am mai luat, uitați pe Mr. Rabbit și pe Vanilla și am mai luat și pe Milo! Hei! Milo, drăguțul de Milo! Și avem animale speciale astăzi! Greșiți! L-avem pe Scarabeus! Yay! Și el nu o să mă mănânce, pentru că e al meu! Ok! Câta zgomot o să fac ăștia! Ok, să mergem la video să întâmplăm pe short! Asta, n-am nevoie de fancy! Fie rar să fie! Mă scuzați? Ok! Ia stați mai puțin! Tot bine merge! Ok, am finit! Avem uite! Yay! Și avem... și... capre! O să toate femele, tiru, femele și femele, da, sunt toate femele, ups. Ia stați puțin. Așa, play. Ok. De ce faci tu așa? De ce faci așa? Ok, și am făcut scări și ce am pe aici? Da, mi-am realizat Minecraft, apropo, ce am schimbat nou. Aha, avem șerpi care se pe nou și... ok. N-o să cădem direct. Pentru că vaci, n-am unde să le pun tocmai acum când sunt aici. Nu! Da, o să revin când o să fie mai repede. De fapt, da, o să revin când o să fie mai repede. Acum e mai repede? Da. Cred că e mai repede, nu știu. Nu sunt sigură. Era să zic că am instalat, am făcut pe aici chestii cu 300 de zahăr și acolo am pus belea, pentru că am avut și așa vreau eu și un loc drăguț. Ca să facem o casă munte. Deci aia va fi o bază și acolo să fie o casă munte. Ca pe casa, ca casa din Tropicraft, zis. Aia. A fost super casa. Hei! Ce faceți lume? Sunt Diana și bine ați venit în episodul... ce episod este? Episodul 4! Continuarea lui! Din Minecraft. Mă enervează un lucru. Faptul că... uneori când filmez părți din videoclip... Da, când filmez părți din videoclip, nu știu de ce, sunt stricate și nu prea merg. Adică nu merg deloc, nu pot să le editez. Și am făcut multe pe care n-am putut să le filmez. De fapt, le-am filmat, dar nu pot să le editez și să le postez. Deci e foarte nasol. Dar... salutare! Dar... am ceva ce, nu știu dacă să vă placă, este Bruce Lee! El e frățelul meu pe care l-am luat, era foarte micuț. Ce faci gâine acolo? Și mi-au murit unele animăluțe. Așa. Mi-au murit unele animăluțe, mi-a murit Milo. Și mi-a murit și Mr. Rabbit. Deci m-am gândit să le fac mormântul
sub acest pom și Milo și câteva cuvinte pentru tine, Milo. Milo, tu ai fost un animal excelent. Te-am iubit mereu și știi că încă te voi iubi. Știi că atunci când eram supărată, tu mă făceai să zâmbesc. Și atunci când mi-era greu, taci, bă, atunci când mi-era greu, tu erai mereu lângă mine. Și Milo, aș vrea și eu să fiu, să pot fi lângă tine acolo. Să pot să te susțin, Milo. Dar, în fine, fie ca trupul tău să crească precum această floare. Da, o să vă mai cereți. Și Mr. Rabbit! Domnule Mr. Rabbit, ai fost și tu un animal drăguț. Mai ții minte că atunci când te-ai luat, era plin de fericire că avea și tu un stăpân pe mine. Mai ții minte atunci când îmi spuneam lucruri haioase unul celuilalt și atunci când mergeam la plimbare. Când stăteai pe capul meu, atunci mă simțeam precum un leu. În fine, domnule Mr. Rabbit, fieți ca trupul tău să crească precum această floare. Amin. Bruce Lee, și tu plângi pentru ei, știu că e păcat, știu că au murit tânări. N-au avut timp să fumeze și ei marihuana, să meargă la școală. N-au avut timp. Așa. Să mergem acasă. Nu știu dacă am filmat, dar cred că am filmat. Și v-am spus că am luat, ce tare sau de, animăluțe noi. Scarabeus, care scris cu capa. Am luat grătarul, care nu e animal. Și am pe Wifey și pe Vanilla. Se pare că Vanilla n-a murit. Și am analizat. Oh my god! Oh my god! Pterozaur. Oh my god! Să-l pun deoparte. Ok. Să mă duc să plantez. Paris. Good deal. Oh, denier. Coralul, e frumos, coralul. Așa, de ce vreți? Flutele mele preferat. Fluturii mei preferat. Ce frumos sunt. Ei sunt fluturile mei preferate, pentru că sunt așa de frumoși albaștri. Care e culoarea mea preferată? Albastru. Toate nuanțele de albastru. Oh my god, Bruce Lee, crești din ce în ce mai mult. Hei, drăguților, sper că nu vă supără faptul că stau și-o pe aici. Și am rămas blocată, scuzați-mă. Mereu uneori rămân blocată. Și că mereu uneori. Bă, Dion, bă. De ce merge ca într-o Tropicraft? Marș! E atât de greu.
Mine mă deranjează faptul că merge atât de greu. Unde să mă plantez? Marș de aici, lasă-mă să plantez. Yay, plantă multe din astea care o să dea dewberries. Super. Oh, ce fac eu mereu? De ce fac mereu asta? Suntem gata să minăm! Ok. O să minăm. Să facem casa noastră nouă. Mașină. Bă! Cum îndrăznești să te spargi? Nu, îți văd ce e. Fie, dar să fie. Și tocmai am observat ceva. Lucru bun în a avea cape. 1. Este că îți dau lapte. Dă, poți să le perechezi. Dă, poți să faci pui. Dă, în fine, poți să iei piele dacă le omori, nu știu dacă poți și carne. Dar lucrul care este foarte tare și foarte nasol în același timp este faptul că mănâncă orice. Asta este foarte tare, dar problema este că dacă mori lângă o capră, îți va mânca tot din inventory. Adică dacă aveai diamante cu tine și mureai lângă o capră, îți mânca și diamantele, armura, sabiile, tot. Cățelul meu drag, care stai în camera mea lângă mine. Nu te mai șterge pe picioare. E curat. Și nervant. Din partea ta. Scara. Scară. Ups! Nu se poate, mi s-a rupt! Fira, Sofia!